Geneza Bereșit, capitolul 4 Adam s-a împreunat cu nevasta sa Ceava, ea a rămas însărcinată și a născut pe Cain și a zis, a încăpătat un om cu ajutorul lui Iahua, a mai născut și pe fratele său Habel. Habel era cioban, iar Cain era plugar. După o bucată de vreme, Cain a adus lui Iahua o jerfă de mâncare din roadele pământului. Habel a adus și el o jerfă de mâncare din oile întâi născute ale turmei lui și din grăsimea lor. Iahu a privit cu plăcere spre Habel și spre jerfa lui. Dar spre Cain și spre jerfa lui n-a privit cu plăcere. Cain s-a mâniat foarte tare și s-a posomorât fața. Și Iahu a zis lui Cain, Pentru ce te-ai mâniat și pentru ce ți s-a posomorât fața?" Nu-i așa?" Dacă faci bine, vei fi bine primit, dar dacă faci rău, păcatul pândește la ușă, dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Însă Cain a zis fratelui său Habel, haidem să ieșim la câmp. Dar pe când erau la câmp, Cain s-a ridicat împotriva fratelui său Habel și l-a omorât. Iahu a zis lui Cain, unde este fratele tău Habel? El a răspuns, nu știu, sunt eu păzitorul fratelui meu? Și Iahu a zis, Ce ai făcut? Glasul sângelui fratelui tău strigă din pământ la mine. Acum blestemat ești tu, izgonit din ogorul acesta care și-a deschis gura ca să primească din mâna ta sângele fratelui tău. Când vei lucra pământul, să nu-ți mai dea bogăția lui, pribeag și fugar să fii pe pământ." Coain a zis lui Ahua: Pedeapsa mea e prea mare ca să o pot suferi." Iată că tu mă izgonești azi de pe fața pământului. Eu va trebui să mă ascund de fața ta și să fiu pribeac și fugar pe pământ și oricine mă va găsi mă va omorâ. Ihua i-a zis, nici de cum, ci dacă va omorât cineva pe Coain, Coain să fie răzbunat de șapte ori. Și Iahua a hotărât un semn pentru Cain, ca oricine îl va găsi să nu-l omoare. Apoi Cain a ieșit din fața lui Iahua și a locuit în țara Nod la răsării de Eden. Cain s-a împreunat cu nevasta sa. Ea a rămas însărcinată și a născut pe ceanoc. El a început apoi să zidească o cetate și a pus acestei cetăți numele fiului său, ceanoc. Ceanoc a fost tatăl lui Irad. Irad a fost tatăl lui Meciuiael. Me a fost tatăl lui Metușael. Și metușa el a fost tatălui lui Lemec. Lemec și-a luat două neveste. Numele una era Adah, și numele celeilalte era Zilah. Adah a născut pe Iabal. El a fost tatăl celor ce locuiesc în corturi și păzesc vitele. Numele fratelui său era Iubal. El a fost tatăl tuturor celor ce cântă cu lăuta și cu cavalul. Zilah, de partea ei, a născut și ea pe Tubal Cain făurătorul tuturor uneltelor de aramă și de fier. Sora lui Tubal Cain era Nama. Lemech a zis nevestelor sale Adah și Zilah. ascultați glasul meu, nevestele lui Lemec. Ascultați cuvântul meu, am omorât un om pentru rana mea și un tânăr pentru vânătăile mele. Cain va fi răzbunat de șapte ori, iar Lemec de șaptezeci de ori câte șapte. Adam s-a împreunat iarăși cu nevasta sa. Ea a născut un fiu și i-a pus numele Shet, căci a zis ea, Yahua mi-a dat o altă sămânță în locul lui Habel, pe care l-a ucis Cain. Lui Sheti i s-a născut și lui un fiu și i-a pus numele Enoș. Atunci au început oamenii să cheme numele lui Yahua.